Dacă aș fi fost învingător, aș fi avut statui în fiecare oraș al României. Cer să fiu condamnat la moarte și refuz dinainte orice grăsiere. Am terminat. Dar înainte de a încheia, parafrazând pe Scipio Africanul, generalul roman mort în exil, vreau să spun poporului roman: ție, popor ingrat, nu-ți va rămâne nici cenușa mea. Supranumit și Câinele Roșu, după ce restabilește ordinea la Târgoviște cu multă duritate, figura mareșalului Antonescu rămâne în continuare oameni buni, un subiect foarte controversat pentru totdeauna în societatea din România. În biserica neamului s-a dus mareșalul ca să rostească în fața altarului conștiinței românești mărturie de credință și de luptă neînfricată pentru tot ceea ce este românesc. Ceea ce a spus mareșalul în catedrala de la Chișinău este crezul lumii românești de astăzi. Nu uitați că Antonescu a condus România într-o conjunctură pe care și-a creat-o singur, dar care l-a lăsat singur în fața unor decizii uriașe, ale căror consecințe se răsfrâng și astăzi asupra României. Iar în episodul de astăzi vă voi prezenta cele mai mari greșeli pe care le-a făcut mareșalul Ioan Antonescu. Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit pe canalul Adevărul Secrete, locul în care vă vom prezenta știri documentare, teorii incredibile, lucruri pe care nu le veți afla în altă parte. Iar dacă vreți să fiți mereu informați, apăsați pe butonul roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul din dreapta lui. Însă să vedem care sunt cele mai mari greșeli pe care le-a făcut mareșalul Antonescu. Însă înainte de asta, să explicăm un pic contextul și să vorbim despre câteva lucruri pe care poate multă lume nu le știe. Cum a ajuns mareșalul Ioan Antonescu mareșal? Într-o casă din Pitești se năștea pe 2 iunie 1882 viitorul mareșal al României, Ioan Antonescu. El provenea dintr-o familie de militari și de mic este îndreptat spre această carieră militară și este îndrumat la școala pentru fii de militari din Craiova, unde intră în 1898, absolvind-o ca șef de promoție. În anul 1902 trece la școala pregătitoare de ofițeri de infanterie și cavalerie și la terminare este clasificat primul în promoția sa. Tânărul sublocotenent Antonescu este repartizat regimentului 1 Roșiori. În această perioadă, în România, demonstrațiile muncitorești și agitațiile socialiste erau ceva frecvent. La începutul anului 1907 începe Răscoala Țărănească, concomitent cu mișcarea socialistă care iese în evidență în anumite orașe din țară. La Galați, manifestanții încearcă să ocupe toate clădirile publice, însă tânărul sublocotenent Antonescu restabilește cu duritate ordinea imediat. De atunci, el va fi supranumit Câinele Roșu. În același timp, armata română se pregătea sub supravegherea regelui Carol I, pentru că vremurile sunt incerte în această perioadă, iar idealul național de reîntrăgire își face simțită prezența tot mai mult. Când România intră în primul război mondial, Antonescu ocupa funcția de șef al biroului 3 din Armata de Nord, de unde conduce operațiunile de trecere a trupelor române peste Carpați. Din 1917 devine locotenent colonel și Antonescu participă la luptele armatei române pentru eliberarea Transilvaniei. Cam acesta este contextul în care începe Antonescu, însă să vedem care sunt greșelile pe care acesta le-a făcut. Una dintre aceste greșeli este declararea Basarabiei și a Bucovinei drept guvernăminte. Este una dintre marile enigme ale celui de-al doilea război mondial despre decizia lui Antonescu de a declara guvernăminte, atenție, două provincii istorice ale României, după ce au fost eliberate de armata română. Afirm dreptul nostru asupra acestui pământ, dreptul nostru la onoare și la unitatea ființii românești. Pământurile unui neam sunt părți din sufletul lui și nimeni nu poate și nu are dreptul să le uite sau să le trădeze fără a-și trăda propriului suflet de român. Oricare ar fi aceste pământuri, noi avem datoria să luptăm pentru ele. În loc să revină prieteni în administrația României mari, Basarabia a fost condusă de un guvernator, funcție care nu exista niciodată până atunci în administrația românească.
Antonescu considera că în Basarabia și Bucovina exercită o suveranitate de ocupant și nu de stat suveran. Practic, Antonescu, prieteni, declara că Basarabia este teritoriu străin ocupat de armata română. O altă greșeală pe care o comentează mulți istorici este cedarea suveranității României. România, prieteni, a intrat în război cu sintagma aliant al Germaniei, dar angajarea în război s-a făcut în numele lui Ioan Antonescu, neexistând, prieteni, vreun tratat în acest sens. Soarta României era practic în mâinile lui Hitler, care l-a numit pe generalul von Schobert responsabil de apărarea teritoriului românesc. Însă, în același timp, îl lasă pe Antonescu să apară în fața poporului român drept comandantul suprem. Ce s-a întâmplat la Iași, lucru pentru care mareșalul Antonescu nu poate fi făcut vinovat în mod direct, a fost posibil deoarece mareșalul a instituit în zona de dispoziție a armatei a 11-a românești o autoritate străină pe teritoriul României. Practic, de funcțiile pe care le desfășura în campanie armata română, răspundea armata a 11-a germană, iar autoritățile românești au fost dublate de autoritățile germane, care le dădeau ordine românilor. Chiar dacă erau sub comanda nominală a lui Antonescu, această nouă armată oameni buni a acționat de fapt la ordinele generalului Eugen von Schubert. În acea perioadă, oameni buni, pentru aceia dintre voi care nu știu, se ajunsese ca în Iași, locuitorii din acest oraș să intre cu autorizație vizată de autoritatea germană. O altă greșeală majoră pe care o face mareșalul Ion Antonescu este decizia de a trece Nistru. Ion Antonescu a luat această decizie de a trece Nistrul în mijlocul unor probleme de sănătate, fără însă a se consulta cu ceilalți conducători ai armatei române. Mareșalul suferea în acea perioadă de pe urma unor ciclotomii accentuate. Pentru aceia dintre voi care nu știu, aceasta este o stare psihică în care depresia alternează cu buna dispoziție. Când Antonescu ia decizia de a trece Nistrul, 23 de generali și șeful statului major se opun acestei decizii și sfârșesc prin a fi trați afară din armată la ordinul lui Antonescu. Armata română însă este incapabil să lupte dincolo de Nistru, bineînțeles. Antonescu vrea să urmărească armata rușie pe teritoriul ei, dar armata română nu avea în acel moment logistică, nu avea în acel moment rețele de comunicații, nu avea trupe proaspete și nu avea mai ales moral și motivație. Pentru că în acel moment, pentru români, urmărirea rușilor era un concept prea îndepărtat și destul de iluzoriu. Oameni buni, prin această decizie, mareșalul Ion Antonescu a scos țara din calitate de victimă agresiunii sovietice și a trecut-o în zona agresorilor. Mareșalul Ion Antonescu spunea la acea vreme: nu, nu am greșit cu nimic când am trecut Nistru. N-am lovit în nimeni niciodată și niciodată neamul românesc n-a râvnit pământuri care nu erau ale lui. Noi nu putem fi acuzați că purtăm în răsărit un război de agresiune și de cotropire. Noi ducem un război sfânt de apărare a unității neamului și înghiguirea primejdii care amenință civilizația Europei. Referindu-se la deciziile luate în vara anului 1941, respectiv trecerea Nistrului, mareșalul Ion Antonescu afirma în august 1943, într-o scrisoare de răspuns adresată liderilor PNL, PNC, următoarele: în Transnistria, la Odessa și în Crimea se găseau bazele marinei și aviației rusești. Dacă aceste baze rămâneau în mâna rușilor, în acești 2 ani de război, orașele și teritoriile noastre ar fi fost continuu bombardate, iar coastele amenințate de debarcare. Transnistria și Crimea au reprezentat și reprezintă zona noastră de securitate militară, dinspre est și gajul nostru politic. Trecerea Nistrului, oameni buni, și prelungirea războiului au generat în acea perioadă o puternică fractură în sânul societății românești și a constituit motiv de permanente divergențe între conducătorul statului și liderii partidelor istorice din acea perioadă. Trecerea Prutului, oameni buni, la 22 iunie 1941 a reprezentat o chestiune de demnitate națională, însă trecerea Nistrului a avut drept obiectiv, dincolo de chestiunea războiului de coaliție, a soluționării problemei ruse sau a necesităților militare imediate, eliminarea unei uriașe primejdii geopolitice. Atenție! Ucraina Mare, care era dornică de reînviere. O altă greșeală pe care o face Antonescu este faptul că persoana lui a contat mai mult decât statul român. Iuliu Maniu, oameni buni, reușise să obțină de la Statele Unite și Marea Britanie posibilitatea ca România să fie tratată precum un stat care nu putea să decidă de unul singur opțiunile sale în materie de politică externă, deoarece se afla sub ocupație germană.
Iuliu Maniu s-a dus cu această soluție la Antonescu pentru a salva cumva soarta României în acel moment. Antonescu a refuzat, deși România chiar era sub controlul Germaniei naziste de atunci. Dar Antonescu se încăpățânează să nu renunțe la parteneriatul său cu Germania. În timpul procesului său din 1946, mareșalul Antonescu avea să spună: popor ingrat, nu meriți nici cenușa mea. Dacă ți-a plăcut acest episod, dă-i un like și distribuie mai departe această filă de istorie. Până data viitoare, nu uita să ne urmărești și celelalte documentare de pe canalul Adevăruri Secrete, apasă desigur butonul roșu de subscribe sau abonează-te și clopoțelul din dreapta lui ca să fii conectat direct cu lucruri care te vor pune pe gânduri. Vă doresc o seară extraordinară!